Este your house, your rules. Exhaustivă, nu mai am ce să adaug aproape, putem să trecem direct la subiect. Dragi colegi, bună ziua și bine ați venit la acest club de presă organizat de Școala de Jurnalism din Moldova. Domnul ministru, alături de mine este domnul ministru al Muncii și Protecției Sociale, domnul Alexei Buzu, în funcție din data de 10 ianuarie 2023. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, este și Corina Arder, secretară de stat, partea echipii noastre și la unele întrebări eu am să ofer ei posibilitatea să răspundă. Noi la minister suntem așa, mai inclusiv, mai deschis. Cu drag, mai ales că este o oportunitate pentru colegi să cunoască și alți membri din echipa dumneavoastră, să stabilim relații aici, pentru că până la urmă pentru asta se întâmplă aceste cluburi, pentru ca să legați împreună cu jurnaliștii, pentru jurnaliști mai degrabă, ca să lege o comunicare cu dumneavoastră mai productivă, așa încât ei să poată să obțină informații oportune și la timp, ca să poată să-și facă meseria așa cum se cuvine. Așa cum a zis și Maia, vom începe cu camerele pornite și vom avea o discuție de aproximativ o jumătate de oră. O să încep eu cu câteva întrebări, dar foarte repede o să dau voie colegilor să întrebe ceea ce vor ei să știe pentru ca să reflecte astăzi în subiecte la știri și în emisiuni. La fel avem și un set de întrebări din regiuni. Iar următoarea o oră și jumătate o să vă rugăm să deconectați camerele și orice aparat de înregistrare pentru ca să putem să avem o discuție neîngrădită și orice subiecte să atingem pe care, de exemplu, sau orice întrebări pe care nu puteți să le adresați într-o conferință de presă obișnuită. Așadar, propun să începem cu un subiect care este de mare actualitate și este acum în atenția tuturor, și anume este vorba despre compensațiile la energie. Ieri, domnule ministru, au fost aprobate prețurile care vor fi compensate în facturi și volumele stabilite. Haideți să privim această decizie din punctul de vedere al unei familii simple, da? Să zicem o familie cu copii, care anul trecut, chiar și cu facturile care au fost compensate de guvern, a dus-o foarte greu, iar aceste facturi la energie au fost, pentru aceste familii, o povară foarte grea. Anul acesta constatăm că, de fapt, prețurile la gaz, la gaze naturale, de exemplu, au scăzut foarte mult, de la 29 de lei pe metru cub la 18 lei pe metru cub cu TVA. Cu toate acestea, această familie va avea
un preț compensat la fel de 12% dacă este de vulnerabilitate foarte mare și în cazul celor de, cu o vulnerabilitate medie de 17%, da, sau scăzută. Așa. Cum s-a format acest preț și de ce, adică nu s-a reușit să se ofere mai multă compensație dacă totuși și tarifele sunt mai mici? În cadrul guvernului, atât anul trecut cât și în acest an, noi am trebuit să balanțăm mai multe obiective. Pentru că, în esență, ceea ce facem noi acum, noi compensăm un sistem extrem de ineficient de consum al energiei. Și atât timp cât noi vom amâna investițiile, deciziile, proiectele în proiectele de eficiență energetică, noi suntem puși în situația, unu, să fim foarte vulnerabili la orice șoc de pe piața energetică și, doi, să compensăm la nesfârșit consumul de energie. Și în acest an, colegul meu, ministrul Victor Parlicov, a inițiat mai multe programe în acest sens. Toate programele de eficiență energetică, de înverzire a consumului de energie termică, electrică, ele costă. Și atunci bugetul și resursele disponibile ale guvernului s-au dus pe mai multe priorități. În acest an, noi, prin sistemul de compensații, am încercat să atingem trei obiective de bază. În primul rând, să ajutăm gospodăriile cu venituri mici. Gospodăriile cu venituri mici vor beneficia de acea plată monetară lunară de 800 de lei pe care noi am crescut-o. O parte din ele vor beneficia și de compensații în factură plafonate la 90 de metri cub sau la 0,9 gigacalorii pe lună. Asta a fost primul obiectiv. Al doilea obiectiv este ca să ajutăm gospodăriile din Republica Moldova cel puțin la nivelul anului trecut. Și al treilea obiectiv este să încurajăm mai departe un consum diligent de energie termică. Pentru că bugetul din acest an de aproximativ 2 miliarde 700 de milioane sunt banii publici. Bugetul ăsta depășește bugetul legat de investițiile în infrastructura de drumuri, a satului european, agricultură și multe alte priorități de dezvoltare a Republicii Moldova și cu cât noi reușim să economisim mai mult, acești bani vor fi redirecționați în alte domenii, inclusiv în domeniile care le gestionăm noi. Noi avem un deficit foarte mare în sistemul de asistență socială. În Republica Moldova avem persoane care pur și simplu decedează pentru că nu au acces la servicii sociale. Sunt persoane cu dizabilități, cu ani așteaptă să aibă un asistent personal și pentru că noi nu avem această capacitate, acele persoane nu sunt vizibile, nu participă, altele chiar am avut situații că au decedat. Și am încercat să balansăm toate aceste priorități. Noi considerăm că reieșind din toate constrângerile pe care le avem, este un sistem de compensații just, adecvat și pe potriva necesităților în momentul. Da. Voiam totodată să vă întreb, pentru că ieri dumneavoastră, după ce s-a luat decizia de către guvern, în conferință ați precizat că în acest an vor fi mai puțini oameni care vor fi incluși în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată și ridicată. Cum ați făcut aceste calcule? Adică sistemul deja a calculat, dumneavoastră știți, sau pur și simplu s-a pus un plafon că mai mult de 30% din solicitanți nu vor primi asta? Sau vezi deja anumite calcule făcute? Noi am modelat și în materialele pe care le-am oferit, am făcut această precizare, este o prognoză. Noi am modelat această distribuție în baza datelor din anul trecut. Pentru că acest sistem ne-a permis să avem acces la mai multe date. Veniturile declarate de gospodării, veniturile înregistrate în bazele de date publice, consumul de energie, tipul de energie pe care îl consumă și am încercat să modelăm, cum ați spus și noastră, prețul la sursa de energie, cel puțin pentru gaz și energia electrică, au scăzut. Asta înseamnă că vulnerabilitatea relativă a gospodăriilor a scăzut și ea. Și în acest an noi credem, inclusiv pentru faptul că am introdus
categoria de vulnerabilitate extremă. Distribuția este mai echilibrată. Anul trecut, într-adevăr, pentru că consumul de energie în 2020-2021 a fost mai mare, prețul a crescut de aproximativ 8 ori, majoritatea gospodăriilor au fost incluse în categoria foarte vulnerabilă. În acest an, cred că avem 35 în extrem, sau 40, extremă, foarte ridicat și ridicat, da, cam așa. Da. Acum, dacă tot ați vorbit că aveți anumite date din acest sistem, de ce a fost nevoie încă o dată de acest efort la nivel național ca toată lumea care a depus anul trecut cereri să depună încă o dată anul acesta? Că doar o parte dintre familii au fost constatate că sunt vulnerabile. Pentru că sistemul este bazat pe consimțământul persoane. Deci da, persoana trebuie să vină să declare că dorește să beneficieze de compensație. Noi, în cadrul Ministerului, am depus un efort considerabil să ușurăm acest proces. Dincolo de faptul că sistemul de compensație oferă suport familiilor, este cel mai mare program, dacă ne referim la numărul de beneficiari din Republica Moldova. El este revoluționar și prin modul în care noi gândim cum cetățenii interacționează cu guvernul. Practic, tu vii cu buletinul, factura și te înregistrezi în sistem. Noi, sistemul recunoaște dacă în gospodărie este student, după modelul vechi, trebuia solicitantul să vină cu adeverință de la universitate, nu știu, 3-4 ștampile, autentificat la notar și mai departe. Deci noi am depus acest efort ca să avem acces la aceste date și înțelegem că este un efort suplimentar, dar și situația se mai schimbă de la componența familiei, se schimbă adresa. Deci înseamnă asta că în fiecare an de acum încolo oamenii vor trebui să depună din nou și din nou cerere? În fiecare an, pentru a beneficia de compensații, cetățenii vor trebui să solicite acest lucru. Da. Eu îmi cer scuze de la colegii din sală, dar o să mai adresez câteva întrebări și una dintre ele, da, pentru că este la subiect și este venită de la colega noastră de la TV Nord din Bălți, Viorica Costolache, care spune așa, că la Bălți, la ghișeul unic și bibliotecile din oraș, oamenii stau și câte 4 ore în rând ca să fie asistați să depună cererea pentru ajutorul material, pentru că nu s-a reușit până acum. Cei care nu vor reuși să depună până pe data de 25, cum vor primi ajutorul, dacă va fi extins termenul? Am înțeles că cei care nu au reușit să depună în noiembrie pot să depună, dar nu vor beneficia în noiembrie. Oamenii aceștia care au stat câte 4 ore în rând și n-au reușit să depună pentru că mai este o singură zi, cum vor beneficia ei de compensații pentru luna noiembrie? Va fi extins sau nu acest termen? În primul rând, această situație este una regretabilă, pentru că noi nu ne-am dorit o situație în care cetățenii trebuie să stea ore în șir pentru ca să depună o solicitare. Noi am făcut maxim posibil ca să lucrăm inclusiv cu colegii noștri din prima linie, asistenți sociali, bibliotecarii, să le explicăm, să le dăm toate instrumentele, să întâmplă acest lucru. Noi am purtat astăzi discuții cu colegii noștri din municipiul Bălți, încercăm să găsim soluții, să fortificăm capacitățile de acolo pentru ca să reușim să ne încadrăm în timp. Data de 25 noiembrie nu va fi schimbată, ea nu poate fi schimbată, ea este fixată în legislația națională, ea nu poate fi schimbată printr-o decizie a mea. Și există o logică de ce trebuie să fie toate cererile depuse până pe 25. Noi o să depunem maxim efort să susținem fiecare cetățean care dorește să se înregistreze, după care noi vom face o investigație de cine am pomenit în așa situație, pentru că în alte localități, alte municipii, cu toate dificultățile, nu avem asemenea situație și vrem să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În municipiul Bălți avem mai mulți asistenți sociali, mai mulți bibliotecari, avem acel centru unic de prestare a serviciilor, deci au fost mult mai mulți registratori. Într-o urbă poți presupui că există mai multe persoane care pot să se înregistreze inclusiv online în sistem. Deci noi o să încercăm să înțelegem pentru ca să nu admitem asemenea situații pe
pentru anul viitor. Poate este o idee să lansați mai devreme posibilitatea de a depune cereri. Mai devreme tot este complicat, pentru că iarăși este un program extrem de mare și noi în administrarea acestui program coordonăm cu foarte multe instituții. Instituțiile statului, fiscul, cadastru, CNAS, Compania Națională de Asigurări Sociale, furnizorii de energie și cu cât mai mult extindem, cu atât devine mult mai complicat să-l gestionez. Dar noi ne-am bazat pe situația de anul trecut, când sistemul pentru prima dată a fost lansat și, iarăși, cu toate problemele, s-a reușit. Eu sunt sigur că și în acest an, cu diligență, cu răbdare, o să ne reușească și vreau să fac o precizare. Chiar dacă pentru acest sistem cetățenii vor trebui să se înregistreze în fiecare an, vom avea multe alte servicii pentru care ei nu o să trebuiască să facă acest lucru. Noi, până la sfârșitul anului, vom proactiva majoritatea prestațiilor pentru familie copii mici. Indemnizația unică la naștere, indemnizația de maternitate, de îngrijirea copilului, de paternitate, vor fi oferite din oficiu, fără a fi nevoie de a fi depus o solicitare. Lucrăm intens cu colegii de la CNAS să proactivăm și pensiile. Astfel spus, o persoană care va atinge vârsta de pensionare să primească pensia din oficiu fără iarăși să vină cu dosarul. Dar pentru acest program va fi nevoie să fie înregistrare. Deci, asta. Așa. Și încă o întrebare vreau să vă adresez. Deci următorul pas și cel mai așteptat este ca toată lumea să afle în ce grad de vulnerabilitate a fost inclusă. Cum anume vor fi anunțați oamenii, dacă asta se va întâmpla da, într-o zi, toți odată vor afla așa, și dacă vor putea și când să depună contestații în acest an, dacă nu sunt de acord cu gradul de vulnerabilitate care le-a fost acordat. Corina, Ana. Da, noi așteptăm, deci după data de 25, urmează un proces de verificare în aceste date, cu toate bazele de date. Da, invers, să țineți microfonul, da. E ok? Da, cred. Da, da. Da, mersi. Da. Da. Da, oftim. Da, deci la data de 25 se pune stop. Da. Deci, la data de 25, noi luăm toți solicitanții. Avem deja peste 1 milion de participanți, deci persoane, inclusiv locatare ai gospodăriilor care s-au înregistrat și peste 630.000 de gospodării care s-au înregistrat. E bine, la un moment dat, și am decis că acest moment să fie data de 25, noi punem stop și analizăm aceste date, le trecem prin toate filtrele, prin cele 9 baze de date, de exemplu, serviciul fiscal și veniturile pe care le cunoaștem, Casa Națională de Asigurări Sociale, toate pensiile, indemnizațiile și așa mai departe, birourile de credit și multe altele. Se face o analiză globală a veniturilor gospodăriei și noi estimăm că la începutul lunii următoare, pentru că este un proces care totuși durează, solicitanții vor putea vedea chiar în cabinetul personal, adică pe aceeași platformă, compensații.gov.md, vor putea vedea dacă li s-a stabilit dreptul la plata monetară, dacă au dreptul la plata monetară, sau care este gradul de vulnerabilitate în cazul în care vor beneficia de compensații în factură. Și da, există și o procedură stabilită de lege prin care, dacă solicitantul nu este de acord cu categoria, poate scrie o cerere motivată la Ministerul Muncii și noi vom analiza aceste cazuri, vom vedea ce s-a întâmplat caz după caz și dacă sunt necesare intervenții din partea noastră. Cum trimite această cerere? O poate trimite la support@compensații.gov.md, adresa de e-mail monitorizată de noi, sau oficial prin demers la adresa Ministerului. Odată ce această cerere este admisă, ce se întâmplă? Datele sunt calculate încă o dată de același sistem? Atunci noi verificăm care este problema, da? De ce
în opinia persoanei, deci nu i-a fost atribuită o categorie corectă, care sunt veniturile pe care le-a declarat, care sunt veniturile pe care le-a constatat până la urmă statul și dacă se constată că totuși sistemul a calculat corect și în majoritatea cazurilor așteptăm că asta, decizia va fi una corectă, pentru că sunt anumite formule introduse în sistem. Deci dacă va fi cazul, vom explica de ce s-a luat anume această decizie și nu alta. Dacă se va stabili că e o greșeală în partea noastră, atunci va fi corectat gradul. Da, mulțumesc tare mult și acum vreau să ofer posibilitatea colegilor care sunt aici în sală să adreseze întrebări, după care eu voi reveni cu un set de întrebări, pentru că noi am primit câteva și din regiuni și vrem neapărat să le spunem. Da, haideți. Da, vă rog să vă prezentați și cum vă numiți, ce instituție reprezentați și să puneți întrebare. Mersi. Laura Lunja, DVO. Aș vrea să vorbim despre un caz punctual pe care l-am întâlnit. De exemplu, doi pensionari care au venituri în total mai mari decât 8.000 de lei și ei se încălzesc cu o sursă solidă, adică cu lemn. În acest caz, ei nu mai pot beneficia de acea compensație monetară de 800 de lei, respectiv înțeleg că nici, bine, o să beneficieze de acea compensație la gaz, dar ei nu se încălzesc cu gaz, respectiv aceasta va fi mică. Sunt asigurați ei cumva sau care e situația în acest caz? Întrebarea este, pensionarii trăiesc în sat sau la sat? Dacă ei sunt în sat, ei vor beneficia de... Deci ar trebui să califici. Păi nu era acel plafon de 3.900 de lei pentru fiecare... Nu. Acest plafon, deci faptul că sunt pensionari e important, trebuie să spunem care este venitul, au sau nu au grad de dizabilitate, este și asta un factor, nu au grad de dizabilitate, au beneficiat sau nu, deci s-au încălzit pe gaz anul trecut sau nu, pentru că se aici consum istoric, nu. Atunci sistemul va... A beneficiat de APRA anul trecut? Pentru că asta ar fi relevant. Asta ar fi un punct relevant. Dacă au beneficiat anul trecut de APRA și e probabil că au beneficiat, dacă spuneți că sunt vulnerabili, pentru că majoritatea beneficiarilor de APRA sunt pensionari, deci erau pensionari. Atunci, dacă se regăsesc cel puțin în categorie ridicată de vulnerabilitate, vor beneficia în acest an de plată monetară. Deci peste 640.000 de gospodării. Vorbim de un milion de persoane. Mai mult de un milion de persoane. Sunt și persoane care nu s-au încadrat în categorie? Nu, noi nu cunoaștem, pentru că urmează după 25, când închidem procesul de înregistrare, să demarăm procesul ăsta de verificare. Dar, cu siguranță, dacă sistemul constată că avem... Deci, cumva venitul utilizat de o gospodărie pentru a acoperi costurile de energie sunt până la 5%, atunci acea gospodărie va fi considerată a fi non-vulnerabilă din perspectiva energetică. Și respectiv, dacă o persoană nu se înregistrează în sistem, nu va beneficia. Dar acest calcul în baza procentului, da, cât cheltuie persoana în funcție de cheltuielile sale, nu încurajează cumva faptul că oamenii să nu economisească, pentru că dacă ai economisit anul trecut, ai stat, ai înghețat în casă ca să nu cumva să cheltui mai mult, anul ăsta nu mai primește grad de vulnerabilitate. Eu cred și că... Și invers. Ai cheltui mult? Este un... Niciun sistem nu este perfect. Și atunci întrebarea este, care este obiectivul programului? Da, noi vrem, dacă vrem să fim mai restrictivi, atunci există riscul să avem foarte multe omisiuni, în sensul în care gospodării care sunt vulnerabile să nu fie incluse în program. Dacă vrem să ajungem la aceste familii, probabil va trebui să tolerăm anumite erori de incluziune. Deci vor fi anumite gospodării care poate nu ar trebui să încadreze, dar sistemul nu poate să vadă până la capăt toate veniturile, pentru că totuși noi locuim într-o societate în care există foarte multă informalitate. Multe venituri nu se văd.
în acest an noi am îmbunătățit sistemul din această perspectivă, dar oricum. Și noi plafonăm volumul de consum al energiei care este compensat. Datele din anul trecut ne-au arătat că totuși gospodările au depus un efort substanțial să economisească, chiar și cu compensațiile pe care noi le oferim, prețul este destul de semnificativ și noi sperăm foarte mult că și în acest an toate gospodăriile vor depune un efort pentru a economisi la maximul posibil. Pentru că în acest sens vor economisi din propriul buzunar și vom reuși să economisim din banii publici. Aceste resurse trebuie să meargă pe investiții în oameni, în infrastructură, în securitatea și eficiența energetică din Republica Moldova. Aș mai avea o întrebare. Da. Cetățeni spun că totuși nu pot ajunge la un consultant sau la cineva care să-l ajute să rezolve problema. Dacă puteți să-mi spuneți un pic care e situația acolo, care sunt problemele și de ce oamenii nu ajung totuși să vorbească cu cineva? Este o problemă pe care noi încercăm să o soluționăm. Într-adevăr, noi cred că avem o rată de 50% din toate, cam așa, 50% din solicitări la această linie la care nu reușim să ajungem. În acest an avem mult mai multe apeluri telefonice comparativ cu anul trecut și noi lucrăm să extindem capacitatea echipei de suport. Va dura un pic. Noi ne cerem scuze pentru toate inconveniențele, ceea ce noi solicităm cetățenilor este să aibă un pic de răbdare, să persevereze, de asta și avem 25 de zile. Există și posibilitatea de a merge la registrator, de a face o interpelare prin adresa de e-mail și aceasta este o lecție învățată, ca atât până la sfârșitul sezonului rece, noi vom extinde echipa de suport tehnic, dar și în anul viitor ea va fi mult mai mare și sperăm că nu se vor mai repeta asemenea situații. Pentru chiriaș este aceeași procedură, trebuie să indice locul numărul de consum, acel NLC. În baza lui noi verificăm dacă într-adevăr persoana locuiește în acel imobil și asta este. Și în formular se declară pe propria răspundere că nu este proprietar. Nu este proprietar și declară venitul. Ideal, sau nu ideal, într-o societate normală, dar încurajăm ca toți să înregistreze acel contract. Noi vom depune efort ca, inclusiv prin acest sistem de compensații, să trecem pe alb toate aceste relații comerciale, dar în acest an am mers pe declarația de proprie răspundere. Da, vă rog. Noi în acest an am avut contestații care le-am clarificat inclusiv în luna iulie. Deci depinde de cât de complicate sunt acestea, depinde de dacă cetățeanul solicitantul a fost cumva satisfăcut de răspunsul și soluția pe care noi am propus-o. Regula la minister este ca toate solicitările să fie abordate în cel mai scurt timp posibil. Nu, colegii mei de la minister nu așteaptă să treacă un anumit timp. Deci, într-un mod proactiv, cu maximă grijă, cu maximă diligență, toți cetățenii vor fi ajutați să clarificăm toate. Și avem foarte multe probleme. Deci, încă o dată, repet, într-un program, când ai peste 1 milion de cetățeni, majoritatea gospodărilor din Republica Moldova, chiar dacă găsești un model logic de administrare a acestui program, sunt foarte și foarte multe situații. Avem două gospodării la același contor, avem gospodării în clădiri care nu au fost
conectate la, la furnizor. Deci, deși au, consumă energie, încă nu au primit acel cod de, unic de, de consum. Și, deci, avem clădiri întregi în care nu, nu există la apartamente contoare. Și pentru fiecare în aceste situații, echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale încearcă, diligent, să identifice soluții în, în favoarea cetățenilor. Câteodată durează mai mult, de aceea îndemnul nostru este cu răbdare, având grijă unul de alții solidari, noi o să reușim să soluționăm toate problemele. Da, mulțumesc. Colegi, da? Da, poftim. Da. Știți, în procesul de comunicare, eu, opțiunea mea este să explic. Noi încerc și vrem să utilizăm această oportunitate să explicăm un pic detalii din spatele sistemului. Acum, noi în luna mai, când am tras linia și am răsuflat cu ușurare cât am depășit aceste zone, am făcut o listă de ambiții. Uite, vom verifica, au contract sau nu contract de chirie. Vom verifica, au plecat din țară, nu. Vom, așa, deci așa, așa. Vom vedea câți bani au pe cont. Și am făcut o listă de vreo... Și atunci a venit echipa tehnică și spuneau, pentru ca să facem numărul 1, trebuie așa, pentru numărul 2... Și am procesul la care am ajuns. Acum a fost un compromis dintre ambiția noastră, într-adevăr, de a vedea cât mai... detaliat posibil toate veniturile, toată situația, înțelege cât mai bine care e situația în fiecare gospodărie, pentru că sistemul ăsta e bazat pe ideea de a ținti, a oferi un ajutor, un suport, ținând cont de situația specifică a acelei gospodării. Și în acest an avem o ambiție mai mare comparativ cu anul trecut. Și asta înseamnă că dacă noi vrem să verificăm situația din gospodării din mai multe baze date, asta înseamnă că durează mai mult timp. Sistemele pe care le avem noi, inclusiv alte instituții publice, nu fac față la un trafic. Ce înseamnă să verifici, spre exemplu, membrii familiei prin M-Connect pentru 650.000 de gospodării sau 700, cred că vor fi până pe data de 25, să verifici nu știu dacă au sau nu credit imobiliar și mai departe. Deci asta consumă efort, asta trebuie să... În anul ăsta, spre exemplu, verificăm toate veniturile persoanelor de la fisc. Și asta înseamnă iarăși trafic, interpelări și asta va dura un pic mai mult, dar nu foarte mult, în sensul în care anumite procese vor fi blocate și așa mai departe. Deci avem suficient timp ca să soluționăm, chiar dacă vor apărea anumite probleme, noi, programul va fi și echipa va fi flexibilă suficient pentru a ajusta. Noi am avut situații când anul trecut, pentru mulți consumatori din Nord, în mijlocul sezonului s-a schimbat numărul locului de consum, în alte comunități unii furnizori au fost cumpărați de alții și nu mai primeau facturile adecvat. Și am reușit, unii, chiar dacă nu au primit, spre exemplu, compensația pentru luna decembrie, au primit-o în luna ianuarie combinat. Deci niciun cetățean nu va fi lăsat în urmă, noi o să încercăm să rezolvăm toate problemele, chiar dacă nu în timp, de aceea reiterăm mesajul. Cu răbdare, grijă față de alții, o să reușim. Dar la începutul lunii următoare, pentru că pe 25 se oprește deci înregistrarea, pe 26 începe analiza datelor și noi sperăm cât mai rapid, că la începutul lunii următoare, deja oamenii o să înceapă să-și lua de categorie. Și următoarea întrebare, я просто пытаюсь тоже объяснить и посчитать примерно. Я вот взяла тарифы, которые обнаружены были вчера, и хочу, в принципе, разобраться, есть какие-то цифры, сколько в среднем для этого хозяйства, или все-таки зависит и от членов семьи, и от площади жилья, которая отапливается. Потому что у нас в холодный период времени есть тенденция, люди, особенно в сельских населенных пунктах, ютятся в каких-то более маленьких пространствах. Noi, în luna mai, am publicat un raport pe perioada de compensații 2022-2023. În acel raport există date despre consumul mediu.
eventual noi putem să producem date mai detaliate, dar trebuie să înțelegem că, spre exemplu, pentru consumatorii de gaz, flexibilitatea lor de a consuma mai eficient este mai mare comparativ cu cei care se încălzesc la termen. Din păcate, avem situații că unica modalitate prin care poți să reglezi temperatura în apartament este să schizi geam. Da. Și atunci, dar noi am văzut, noi, spre exemplu, am analizat consumul de energie, independență de sursă, independență de gradul de vulnerabilitate, pentru că în baza acestor date noi am modelat bugetul pentru acest an. Și datele care le-am analizat au arătat că cetățenii au consumat mai inteligent. Acum, în sezonul precedent, am avut doi factori importanți, sau trei. Prețul mare, grija cetățenilor și trei, timpul a fost mai blând. Vedem cum va fi această perioadă rece a anului, dar, încă o dată, eu am speranța că cetățenii o să consume și în acest an diligent sursa de energie. Și că va fi cald. Și că va fi cald, da. Și pentru bună ziua, mă numesc Vlada, jurnalist Noctende. Am cunoaștere despre situații particulare, probabil care se întâlnesc în orice oraș al țării, când o persoană are grijă de un vârstnic, copiii căruia vârstnicului sunt plecați peste hotare și persoana respectivă de peste hotare trimite bani prin, nu știu, prin aplicația băieții, prin Zălătaia Caronă și alte modalități și persoana aici pe loc cumva ajută vârstnicul prin produse alimentare sau, mă rog, ce are nevoie vârstnicul. În cauza respectivă, persoana care ajută, cum dă dovadă că, nu știu, banii ăștia nu sunt venit? Sau cum procedează? Noi, în sistem, avem, în esență, trei surse de date. Prima sursă este datele care sunt declarate de către cetățeni. Eu am avut un caz, două zile în urmă, cineva chiar m-a sunat personal și spune: știți, domn ministru, eu am depus cererea, dar am uitat să pun o indemnizație care a primit-o soția mea în luna octombrie. Mie îmi pare așa de rău. Pot eu să redeschid cererea? Și am rugat echipa tehnică să redeschidă să fac această ajustare. Și anul trecut noi am verificat, o bună parte din cetățeni, majoritatea cetățenilor, au declarat mai multe venituri în sistem decât sistemul a putut să verifice. Pentru că, încă o dată, în Republica Moldova nu toate veniturile sunt la vedere. Deci, cetățenii Republicii Moldova sunt oameni onești. Și, deci, asta este un lucru bun. A doilea lucru este că noi verificăm datele din sursele publice. Și a treilea sursă este că noi verificăm de la furnizorii de energie. Dacă noi avem o situație în care o persoană, o gospodărie, declară venituri foarte mici, spre spunem 6.000 de lei pe lună, dar a achitat anul trecut 15-20.000 de lei, este clar că în sistem apare o problemă. Știi? La un așa venit nu poți să achiți factura. Da? Și în acest an noi avem model logic care spune că dacă persoana este aptă de muncă, dar nu declară venit, noi nu identificăm acest venit în sursele publice, noi imputăm un venit echivalentul a unui salariu minim. Dacă persoana este cu dizabilitate în gospodărie, atunci, din venitul global, noi deducem cu 50% mai mult comparativ cu o persoană care nu are dizabilități. Deci am încercat să ajustăm sistemul într-un așa mod încât adjudecarea gradului de vulnerabilitate energetică să fie mult mai echitabilă. Deci eu înțeleg corect că transferurile bănești care vin la persoană pe bancă, Sistemul nu le va vedea, dar speranța noastră este că ele vor fi declarate. Da. Anul viitor încercăm să facem acestea. Dar imaginați-vă, deci să ai interpelare cu toate băncile, da? Pentru că, în esență, iarăși, dacă toți suntem la un eveniment în care explicăm, care sunt opțiunile pentru guvern? Încercăm să facem, să utilizăm toate sursele de date, să mergem pe încrederea cetățenilor sau pentru fiecare solicitant, care sunt peste 650.000 la moment de gospodărie, trebuie să meargă cineva, spună: aha, ai frigider, ai mașină,
Da? Deci asta nu poate, un asemenea sistem nu poate fi administrat într-o perioadă scurtă și nu are sens. Deci în fiecare an noi încercăm să îmbunătățim sistemul și eu mă bucur foarte mult că cetățenii Republicii Moldova sunt oameni onești și asta e solidaritatea, că spui, uite, eu am să consum mai puțin, am să declar veniturile și m-a bucurat foarte mult acest lucru. Da. Bună ziua! Sunt Elina Ionatic, masterand la Universitatea Liberii de Moldova și mă. Vin cu așa întrebare pentru dumneavoastră. Care este sursa din care se va aduce cetățenilor compensații anul acesta, 2023? Sursele sunt în mare parte două. Avem surse bugetare și avem resurse care le-am primit de la partenerii noștri de dezvoltare, prietenii Republicii Moldova. Aici, acum două zile, am fost martorul la semnarea unui acord între Programul Național Unit pentru Dezvoltare și Guvernul Republicii Italiene, care oferă 10 milioane de euro, inclusiv pentru Fondul de Vulnerabilitate Energetică, pentru compensații. Uniunea Europeană a oferit un suport substanțial, Republica Cehă, colegii noștri și prietenii din Suedia. Deci e o combinație dintre resursele bugetului de stat și resursele oferite de către parteneri. Care este acest raport? Cât la sută este din bugetul de stat? Și urmează să clarificăm acest lucru. De ce? Pentru că o parte din resursele oferite de către partenerii noștri se referă la ajutorul macrofinanciar în general. Deci el a fost oferit bugetului de stat, nu doar cu, dar alt tip de suport a fost direct pentru sistemul de compensație. Și noi urmează să clarificăm acest lucru cu Ministerul Finanțelor. Dar cu siguranță sunt și bani din bugetul de stat. Dacă sunt acești bani din bugetul de stat, la ce capitol merg deducerile, deoarece cunoaștem inflația economiei în țară a fost destul de majoră și cei ce se trec acum cheltuie ce ține de segmentul energetic, sunt cheltuieli destul de enorme și înțelegem cu toții că aceste cheltuieli pleacă dintr-un capitol care deja era planificat pentru careva cheltuieli. Iată unde au fost micșorate aceste deduceri de aceste capitole ca să fie posibilitate de plată din bugetul. Atât anul trecut cât și în acest an, colegii mei din guvern au luat decizii complicate. Deci noi a trebuit să reducem pe toate capitolele. Pe educație, pe infrastructura de drumuri, infrastructura serviciilor publice din zonele rurale, din domeniul protecției sociale. Deci să reducem investițiile în serviciile sociale din Republica Moldova. Pentru că a trebuit să prioritizăm suportul gospodăriilor din Republica Moldova. Deci, imaginați-vă ce poți să faci acum cu 2 miliarde 700 de milioane. Deci, poți să dai jumătate de miliard pentru satul european. Doar în acest an, prin satul european, am reparat 50 de grădiniți. Vom deschide 20 de grupe de creșă. Case de cultură, 60 la număr, au fost reparate. Terenuri sportive, sistem de apeduct și așa mai departe. Deci astea pot fi dublate dacă nu exista criza energetică. Și de asta am spus, guvernul a încercat să echilibreze. Deci în fiecare an să devenim mult mai eficienți din perspectivă energetică, pentru că sursele pentru compensații se devină mai mici, pentru că chiar dacă prețul, nu știu, va rămâne la fel de înalt, va scădea, eficiența, dacă va crește, atunci factura, indiferent de preț, va fi mai mică. Pentru că asta contează în esență, nu? Acest suport financiar care este atribuit Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova, pentru
este din formă de suport, nu e vorba de credit. Deci resursele pentru sistemul de compensații nu sunt utilizate din credite. Deci sunt nerambursabile, sunt granturi din partea prietenilor și partenerilor noștri. Pe unele proiecte de eficiență energetică, într-adevăr, guvernul a contractat anumite resurse care trebuie să le ramburseze la un anumit procent. Acolo avem o combinație dintre granturi și credite. Și undeva de granturi a fost o compensație majoră, care a fost cheltuită de către Republica Moldova pentru cetățenii în întreținerea cetățenilor la o perioadă de încălzire. Care a fost sursa de financiar pentru întreținerea acestor compensații care a fost repartizată pentru cetățenii? Anul trecut, pentru compensații în factură, bugetul executat a fost de aproximativ 3.700.000.000. Pentru compensația monetară a fost de aproximativ 700.000.000, deci peste 4 miliarde de lei. Iarăși vorbim de resurse din bugetul de stat și din partea Uniunii Europene, din partea SUA, din partea Germaniei am primit suport Elveției. Deci da. Noi avem, cred că după acest eveniment o să expediem acel raport unde detaliem sumele, consumul mediu, ce am cheltuit noi în fiecare lună, inclusiv pentru fiecare furnizor de energie. Da, vă mulțumesc. Da. Da. Dacă îmi dați voie, avem câteva întrebări din regiuni. O să avem mai mult timp după ce încheiem această parte cu camerele de filmat. Da? O întrebare din regiuni, pentru că m-au rugat colegii să transmit tot de la Bălți. Programul RABLA pentru electrocasnici. Este vorba de un program care a fost lansat astăzi. Cum au fost stabilite criteriile? Câți consumatori deja au primit vouchere pentru becuri LED și pentru electrocasnice, dacă deja au fost selectate persoanele care vor beneficia? RABLA în sensul bun. Da, știm cu toții ce RABLA. Acest program nu este administrat de către noi, dar de către colegii de la Agenția pentru Eficiență Energetică și Ministerul Energiei. Cred că ei sunt cei mai indicați să răspundă la această întrebare. Ceea ce putem spune este că este un proiect pilot pe care noi sperăm că va fi extins. Criteriile sau datele se bazează din sistemul de informațional al de vulnerabilitate energetică. Și sunt, deci în primul rând vor fi, este vorba de gospodăriile cu vulnerabilitate energetică înaltă, gospodăriile cu copii, cifre exacte nu pot să vă spun. Am înțeles, pentru că au anunțat astăzi autoritățile că este vorba de 50.000 de familii care au fost constatate anul trecut de către sistem ca fiind de vulnerabilitate foarte ridicată și ridicată. Dar am admis această întrebare pentru că inclusiv în solicitare de compensații sunt întrebări care vizează: vreți să schimbați aragazul? Aveți nevoie de becuri? Înțeleg că aceste întrebări se soldează cu aceste vouchere? Adică cine bifează că are nevoie, primește aceste vouchere sau nu? Întrebările sunt doar un sondaj? Este o combinație. Deci noi... Cum înțelegem că o gospodărie este vulnerabilă din perspectivă energetică? Veniturile sunt mici și consumul de energie este mic, pentru că chiar dacă, iarăși, noi compensăm consumul de energie, pentru majoritatea gospodăriilor este oricum complicat în continuare să achite un preț atât de mare. Și atunci spuneam că noi vrem să ajutăm pe o perioadă mai lungă, mai structural, aceste gospodării, dincolo de compensații, să le ajutăm să aibă un consum mai eficient. Și atunci, în sistem, în baza unui profil, extragem aceste date. Datele în baza celor întrebări sunt o altă sursă adițională ca să înțelegem care este preferința. Dacă noi avem
posibilitatea să întrebăm majoritatea gospodăriilor din Republica Moldova despre preferințe lor de a unui consum mai eficient energie, de ce să nu o facem? Și o să vedem care sunt datele pe final și cred că în combinație cu datele pe venituri, datele pe componența familiei, datele pe sursele de energie și datele din sondaj, o să putem să identificăm aceste familii mult mai eficient. Redactor șef adjunct ziarului Unghiul, Natalia Morar din Ungheni, ne întreabă cum s-a verificat dacă beneficiarii într-adevăr sunt persoane social vulnerabile. Ne referim la aceste vouchere pentru becuri și electrocasnice, pentru că la redacția lor au sunat cititori care au spus că persoanele cărora li s-a dat aceste vouchere au condiții decente de trai. Deci nu sunt vulnerabile, dar au vouchere. Trebuie încă o dată, într-un sistem, când ai 600 sau 700 de mii de gospodării, nu poți spui că toate gospodăriile sunt vulnerabile sau care este punctul ăsta de demarcare. Ceea ce facem noi este că noi ne bazăm pe date, fiecare caz care este semnalat nouă, noi îl verificăm. Eu tind să cred că majoritatea cazurilor, când sistemul spune că gospodăria este vulnerabilă, înseamnă că gospodăria este vulnerabilă, pentru că noi ne bazăm pe date. Partea bună acestui sistem este că deciziile de atribuire sunt bazate pe un model logic și sunt făcute de sistem, nu de către mine sau Corina sau un asistent social. Și atunci trebuie să înțelegem exact acele cazuri și noi în acest an am fortificat inclusiv mecanismele de antifraudă. Toți solicitanții din sistem au declarat pe proprie răspundere că toate datele pe care le-au comunicat, le-au declarat, sunt veridice și în cazul în care noi vom depista că ele nu sunt corecte, toți cetățenii, toți solicitanții care nu au declarat date corecte, vor fi obligați să întoarcă compensația statului, guvernului. Cum? Proces de judecată. Deci, în esență, această cerere este un contract, o încheiere dintre guvern și solicitant. Asta înseamnă că sistemul va verifica încă o dată, da? Pentru că ați verificat o dată, le-ați oferit compensație, după asta încă o dată se verifică, se descoperă că cineva a mințit? Putem să... plus noi avem anumite criterii de risc și după ce trecem de a doua etapă. Prima etapă este să asigurăm că toți cei care au dorit s-au înscris în sistem. A doua etapă este atribuirea în categoriile de vulnerabilitate. În a treia, când colegii mei o să mai poată să doarmă, să-și vadă familia, să-și revină un pic, o să profilăm în baza unor criterii de risc, vom avea echipe tehnice și vom face vizite pentru a proba la fața locului care este situația. Pentru că dacă noi nu putem să găsim mai multe informații din sursele publice, în baza unor profile de risc, noi vom face aceste vizite inopinate la fața locului pentru a clarifica situația. Noi, în acest guvern, noi la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, avem obligația de a utiliza banul public cu maximă diligență. Noi trebuie să protejăm bugetul public pentru că el este format din taxe. Noi trebuie să arătăm tuturor cetățenilor că noi facem o decizie, că noi cheltuim banii, noi cheltuim cu maximă diligență, maximă atenție, pentru că altfel nimeni nu va fi încurajat să fie onest, să declare tot salariul când îl primește și mai departe. Și asta vom face și în cadrul acestui program. Așa, ok. Și o ultima întrebare, tot de abăți, despre alt subiect, în sfârșit. Câte centre pentru refugiați mai sunt în țară și care este situația acolo, după care închidem camerele și continuăm discuția? În țară avem 48 de centre. Noi am închis 8 centre. Într-o situație normală nu trebuie să existe niciun centru de refugiați. Vă reamintesc că denumirea centrului este centru temporar de plasament pentru refugiați. Temporar este în nume. Nimeni nu poate asigura o integrare adecvată a refugiaților atâta timp cât ei se află într-un centru, într-o instituție.
Și noi când închidem un centru, nu înseamnă că acei refugiați sunt alungați. Pentru fiecare refugiat, pentru fiecare familie, inclusiv familia extinsă, sunt studiate nevoile, sunt oferite soluții de, și opțiuni de cazare, de locuință în comunitate, asistată, cu costurile acoperite și doar după ce clarificăm aceste aspecte, noi mergem la următoarea etapă. Deci, viziunea noastră este că trebuie să închidem toate centrele. Asta clar că nu se va întâmpla în curând, pentru că, iarăși, un refugiat a fost forțat să plece din propria casă. Deci este un proces care noi îl tratăm cu maximă atenție. Sunt refugiați care au nevoi speciale, care beneficiază de anumite servicii plate cu acel centru. Pentru acei refugiați o să admitem că acel centru să existe pentru o perioadă mai lungă, dar noi avem o rețea mult prea mare pentru la 2 ani de când s-a declanșat acest război nedrept. Noi trebuie să avem mult mai puține centre de refugiați. Deci noi vom continua să închidem centrele. Într-un mod diligent, oferindu-le acelor refugiați opțiuni de cazare în localitate, în oraș și mai departe. Mulțumesc tare mult, domnule ministru, și acum, colegi, vreau să vă invit să închidem camerele și să continuăm discuția noastră pe un ton mai lejer, să puneți orice alte întrebări care vă interesează, dacă e vorba de întrebări personale, în măsura